Salut, berbeci! Voi face citirea pentru săptămâna 18 septembrie, 24 septembrie. O săptămână cu planete personale în mers direct, deci Mercur în mers direct, Venus în mers direct, Marte la fel, în fecioară, în balanță, scuzați-mă, Mercur în fecioară și Venus în Leu. Deci Marte este cumva în opoziție cu casa voastră, deci cu berbeci. Haideți să vedem ce va aduce această săptămână. Berbeci. O situație în care voi arătați că vă înțelegeți bine cu o persoană. Nu aveți rivalități, poate fi o relație, fie că e de afaceri, fie că e de iubire, că este de altă natură. Deci este o relație în care voi vă înțelegeți foarte bine cu o persoană. Și voi asta arătați, că vă înțelegeți foarte bine și nu vă deranjează nimic. Și iată, aveți această, da, săptămână cu un patru de spade. Voi sunteți într-un moment de analiză, de gândire, am zice, da? Deci vă gândiți la ceva, poate la faptul că ați fost trădați, mințiți de anumite persoane și este un aspect care este foarte important pentru voi să înțelegeți de ce ați fost trădați, de ce v-am mințit. Deci este o judecată, o gândire pe care voi o faceți, o analiză. Unde veți observa greșelile voastre, puteți să aveți, să vă și pară rău dacă ați greșit voi și nu ați observat atitudinea celorlalți. Dar o casa fericirii pentru voi, aceasta este fericirea. Deci Venus, mica benefică, Venus care arată abundență, fertilitate, aspecte benefice, dar nu uitați, întotdeauna Venus vă spune: doriți-vă ce este posibil, că deja este îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Trebuie să știți să îmbinați dreapta judecată cu aspectele benefice. Deci, Venus, care este de fapt pentru voi într-un aspect benefic, să zicem, este legat de fericire. Și dacă vă doriți ce este posibil, o să fiți fericiți. Doiul de spade arată că legat de cunoaștere, de studii, voi aveți o alegere de făcut în față. Puteți studia ceva sau puteți să călătoriți. Deci, doiul de spade arată și dorința voastră de a studia ceva, dar totuși trebuie să faceți o alegere. Este ceva destul de dificil pentru voi acest doi de spade, fiindcă nu veți alege, veți aștepta o decizie luată de altcineva, dar nu de voi, legată de un curs de studii, de călătorii. Resursele, bunurile materiale, locul de muncă, dar și cariera. În resurse, bunuri materiale, voi cumva aveți această amăgire, vă amăgiți singuri. Este un șapte de cupe care arată amăgire, o
idee greșită pe care vă faceți despre resursele voastre, despre bunurile voastre, despre, cum să spun, banii pe care îi primiți. Cam asta este 7 de cupe. La locul de muncă veți începe ceva nou, creație nouă. Este un trei de monede care arată ceva nou. Ceva care, dacă este condus genial, poate să vă aducă venituri foarte bune. Depinde totul de voi. Un trei de monede. În schimb, în carieră, menirea voastră, cam va trebui să aveți un moment dificil, să zicem 5-ul de spade, fiindcă 5-ul de spade aduce o ceartă, o furie. Și voi ați acumulat niște furii, să zicem, legate de o persoană. Și s-ar putea să vă descărcați, dar și cealaltă persoană de-abia așteaptă să se descarce. Este un moment în care fiecare va spune ce are de spus, după care, bineînțeles, o să vă întoarceți spatele, nu o să vă mai vorbiți. Cam asta reprezintă 5-ul de spade pentru voi. Legat de comunicarea cu apropiații, contracte, asocieri, procese, căsătorie și legat de relații. S-ar părea că voi aveți aici un 9 de monede. 9 de monede arată niște bani pe care îi primiți. Bani pe care puteți să-i folosiți mai mult pentru voi. Din comunicarea voastră cu apropiații, cu frați, surori, vecini, veri. Deci veți primi niște bani pe care voi îi folosiți exact pentru voi. Pentru cursuri, pentru studii, pentru bun gust, lux. În schimb, legat de un contract, de o asociere, de un proces, poate chiar și de căsătorie pentru unii, aveți forța, puterea. Este acea forță care vine din noi, vine din voi, din berbeci, din interiorul vostru. Vă mobilizați trup și suflet pentru a depăși o situație, pentru a obține ceva, pentru a încheia un contract, pentru a rezolva o situație. Deci este o forță care arată o stare benefică, fiindcă această forță a femeii respective este venită din interiorul ei, arată iubire, tandrețe, înțelegere, aspecte benefice legate de un contract. Deci este un aspect foarte benefic, această forță, putere. În schimb, relațiile voastre au ceva nou. O relație nouă, un prieten, o prietenă nouă, o relație care va aduce schimbare, discuții legate de o schimbare. Deci, relațiile sunt într-un fel benefic aici. Să vedem căminul, familia, schimbarea, transformarea și karma voastră, ce vă este vouă destinat sau sacrificiul vostru. Aveți aici 7 de monede. 7 de monede arată în primul rând de faptul că primiți, aveți un proiect, ceva, unde totuși voi ați greșit. Ați muncit foarte mult, dar răsplata voastră este o singură monedă. Plata voastră pentru munca voastră. Și am putea spune că acest lucru vă dezamăgește și vă propuneți ca pe viitor să rezolvați această situație mai bine. Să vă atingeți scopul.
Deci vă propuneți că pe viitor să vă atingeți scopul legat de o relație cu un părinte, de relația cu partenerul de viață, de un proiect pe care îl aveți împreună, poate, sau de un proiect legat de căminul vostru. În schimb, schimbarea, transformarea vine în relația voastră cu o persoană. Este vorba de Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, care poate fi o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în rac sau în scorpion, o femeie care are aspectele atât benefice cât și malefice ale lui Lilith și poate să zicem, să încerce să vă afle secretele. Schimbarea este în atitudinea voastră, probabil, pe care o aveți față de această femeie. Să nu-i arătați secretele voastre. Și sacrificiul vostru este această pierdere. Veți pierde ceva. Este o pierdere în fața căreia nu sunteți singuri, sunteți împreună cu o persoană și voi continuați acest, să zicem, drum. Deci, în mare, o săptămână în care voi vă căutați fericirea, dar doriți-vă ce e posibil, fiindcă veți fi fericiți. Folosiți-vă forța, puterea din interiorul vostru, sufletească, iubire, dăruire, într-o relație cu o persoană pentru a obține ceea ce vă doriți. Și Marea Preoteasă, care vine și ea cu tendința ei de a afla secrete, unde voi aveți o schimbare, o transformare. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri. Și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați sau să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!